Trebuie să te mergi de sol. Ce întuneric e aici? 4 case pe mine. Vedem ce iese. Hai, pe unde o luăm? Câtă? După aici, drept, uite acolo. Încolo? Uite acolo, uite. Ah, aia. Și ce, să, ce se aude aici, de zona asta? Că la 12 noaptea, miros cuce de drumuri, trecând podul ăla, că ies pe aici, mirese, nu știu ce, exact. Mirese? Așa, că spirite mirese, dar ce să zic eu mai mult la tot? Dacă nu cred în așa ceva, nu. Ok, Echinox. Hai să vedem aici. Aici, prin zona asta, dar trebuie să urcăm sus, mă gândesc mai bine. Uite, și aici este apa aia curgătoare. E curgătoare? Perfect aici. Uite. Hai să punem programul, să vedem, ceva. Poate se aude ceva. Să zicem, să rămâne cu mine. E cineva în seara asta cu noi aici? Tu de ce trebuie? A zis da. Da. Vrei să ne spui cum te cheamă? Cum te cheamă? Tu dai cu camera, uite-te așa. Zice și da. E fără un telefon mic. Ne spui cum te cheamă? A zis cumva Robert? Cezar a zis. Nu? Just. Just, nu știu. Just. Cum te cheamă? Dă-i camera încă. Sus. De ce ești aici? Ok. Ok, nu se aude nimic aici. Hai să mergem mai sus. Hai să vedem ce este. Luna plină. Și aici, la balta asta, nu știu, la barna. E și o baltă aici, am înțeles. Nu mai e foarte mult, dar este. Hai să vedem. Aici, dacă asta poți să chem tu. Pot? Da. Facem ritualul atunci. Trebuie să zici întâi da. Salam alecu, să te să saluți. Uite aici, din în dreapta, e o apă care e părăsită. Atenție la țigară. Baltă mică. Nu știu să spun. Baltă? Da, e o baltă, un locușor așa care s-a acumulat aici. Că de-aia zic oamenii că apar aici fel și fel de chestii. Întrebați, doamna Beni. E și râul la 20 de metri de noi, râul Vedea. Uh-huh. E și râul scurge de drum. Așa zice lumea că apar. Ce să zic? Uite, mă, ce-mi trebuie mâinile de frig. Ia, Cătăline, și ține tu că mi-e de frig. Trebuie mâinile. Da. Să fixeze dacă scrie doamna Lidia ceva. Au zis să fixați dacă scrie doamna Lidia ceva.
Se stinge, bate vântul. Nu e, mă, ceva să pui. Eu cum vreau să stau aici. Se stinge, nu e că bate vântul. Hai. Bagul ăsta. Aprinde-o și bagul ăsta. Da, nu are aer. Bă, da, mă, are, aprinde-o, mă. Ține-te un pic, te rog. Asta? Ce frig e. Nu știu. Că stau acolo, n-are treabă. Ține, tu zi-mi ce să filmez, că filmez. Filmează tot ce face spate. El. Sadece sizi tanımaya geldik. Allah'ın ismiyle gidiyoruz. Bize kendinizi gösterin. Varsınız burada. Herhangi bir yerde varsanız bize gösterin kendinizi. Bizden o kadar istiyorum. Eğer bir şey varsa söyleyin. Aklımı açtırdım. Enter, enter. Sau poți să zici, să ți se arate. Oh, chiar îmi doresc chestia asta. Kimse var mı burada? Bize gösterebilecek misin? Cum te cheamă? Vrei să ne spui cum te cheamă? Mergi? Unde să merg? Vorbește cu noi. Vorbește cu mine. N-am venit să vă facem niciun rău. Suntem aici doar ca să aflăm că sunteți aici. Să ne arătați, arătați-vă! Noi suntem pașnici. Spune-ne cum te cheamă. Eu. Tu cine? Cum te cheamă? Spune-mi numele tău. E ceva acolo? Acolo, după pomul ăla. Am venit în numele lui Allah. Arată-te. Suntem curați pe interior și suntem oameni frumoși ca voi.
Dar voi sunteți suflete, spirite. Arată-te. Da, voi. Iar. Iar a plâns. Spune-ne cum te cheamă. Vreau să știu cu cine vorbesc. Spune-ne, te rog frumos, cum te cheamă. N-am venit să facem niciun rău. Am venit pașnic. Câinii. Au început câinii încolo. Vrei să plecăm de aici? Vrei să plecăm de aici sau să stăm cu voi? Se pierde foarte mult. Eu. Deci iar se vorbește, mă, pe aici, nu știu ce. Nu știu, e ceva. Mă simt. Vrei să ne spui, te rog frumos, cum te cheamă? Okay. Spune-ne cum te cheamă. Dacă vrei să plecăm, plecăm. Dacă nu, stăm aici cu tine. Ok, hai să mergem de aici, că nu zice să mănânc. Zicem, unde mai e loc să mai mergem? Acum plecăm de aici, îți mulțumim. Îți mulțumim. Unde? Hai. E o baltă aici, nu? E o baltă? Da, aici, în drept. M-am ars cu lumânarea asta. Să o întreb dacă vrea să vorbesc cu soția. Babe, ia vinopti. Ia pune tu întrebările. Mai mult tu erai cu partea asta, dar nu știu. Zice și domnul Echinox. Ia. Pune întrebare. Este cineva aici? A zis da. Cât sunteți aici?
3. Am auzit și eu ceva de 3. Întreabă. Care este numele vostru? Ce a fost asta? Vrei să comunici cu noi? Cum te cheamă? Asta s-a auzit de 3 ori. Ca și cum plânge din... Întreabă numele lor. Spuneți-mi numele voastre. Eva. Da. Plânge. Hai sus. Deci în continuu se aude asta. Cine ești tu? Da. E o femeie care plânge. Cum te cheamă? What is your name? Can you talk to me in English? Nien? Tell me your name again. Știu că ești aici. Hai, vorbește cu noi. Ce e acolo? E vreun cimitir pe aici? Tot aud 3. 3, 3, 3. E și un copil, am auzit. Vă rog, spuneți-mi numele. Please, tell me your name. How old are you? How old are you? Poate să referă la noi că suntem 3. Comunicați cu noi. De ce ați murit? Aici. Ia merge aici. Wow. Am tușit să fac acolo ceva. Știu că e vortaci, dacă întrebăm de ceva mai. Iar femeia aia. Thank you. Uite, aici se vorbesc mai mulți. Vreți să vorbeți cu noi? Da?
Cât sunteți aici? Ok, who is Eva? Iar femeia. Tell me please your name. And who is Eva? Okay, are you here? Yes or no? Eva, are you here? Eva, are you here? Poți să ne dai un semn că ești aici? Te rugăm. Dă-ne un somn, dă-ne un semn. Dă-ne un semn că ești aici. Ok. Hai să mergem la în partea cealaltă. E o noapte grea. E, am văzut ceva acolo. Sub pomul ăla, jos. Aici. Hai. Eu nu înțeleg. Dacă toți sunt aici, să încerce să ia legătură cu noi. Asta fac în turc, Equinox. Mulțumesc. Am auzit ceva. Aici. Ia uitați-vă acolo dacă e ceva. Că nu văd. Hai, înapoi. Hai la cimitir dacă e. Ce este așa de frig? Habar n-am, se lasă. E de la luna plină. Vă dați seama că nu o să iasă un om în fața noastră ca să se arate, ca să vedeți voi. Ideea este ceva, nu știu, o umbră, o ceva, nu știu. Vedeți acolo în poze cum face SS-urile, că nu se vede nimic. Voi vreți să se vadă ca omul. Da, alea nu vor ieși aici. Așa arată, unde suntem fără lanternă. Hai, vedeți dacă se vede ceva. Pe întuneric.
Hai. Mergi. Să mai punem aplicația? Punem aplicația. Noi plecăm de aici. Am venit singur. Plecăm singur. Rămâneți aici. Vă mulțumim. Eu tot v-am întrebat cine este Eva. Who is the Eva? Who is Eva? Please talk to me. Ok. S-a auzit? Într-un fișur? Nu vrei să ne spui cum te cheamă, nu? Eva, am auzit. Mai este cineva cu noi aici? Foarte multe interferențe. Ești aici la apă? Ești aici? Ești aici sau nu? Sunt foarte mulți. Iar. E o femeie. Vrei să vorbești ultima oară? Mamă, iar s-a auzit aia. Vrei să vorbești ultima oară cu noi? Okay. Iar s-a auzit, femeie. Ok, noi plecăm. Să rămâneți cu bine. Noi am venit singur și plecăm singur. Voi rămâneți aici. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki midini yake nabdu ve yake nesin. İhtina sıratı müstakim sınatı ve zinenem teleyim. Gayru maktubi ve lettalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul emuzu bir rabbin nas min ikin nas inahin nas min şeril vesvasi hannas el lezi yuvesvi sufiyusi durun nas min el cinneti ven nas. Ya Rabbi, sen bize yardım et ya Rabbi. Ți-e rău? Dacă ți-e rău, stai un pic așa. Un pic de vom așa. Un pic de apă? Hai să mergem. I-am lăsat aici, nu vor veni. Mergem la altă locație. Rămâneți cu noi. Alhamdulillah, simt. Mai bine închizi live-ul în locație? Nu, că... Pierde.
Ia să mai filmeze un pic. Da. Ia. Vei. Mai filmează un pic pe acolo, poate apare ceva. Tu, cu lanterna aia mică. Oameni, faceți poză, oameni, faceți poză. Sau ce? Vai, ce mă spune. Am văzut ceva aici, în partea asta. Umbră? Negru. Unde? Nu știu ce, dacă era umbra sau dacă era ceva. Unde, unde exact? Ține camera. Era chiar în partea asta, nu știu dacă era umbră, nu știu ce era. Aici, în fața? Aici, în buruienii astea. În buruieni? Pe aici? Era ceva înalt și negru. Nu știu dacă să confirme și ei, dacă o fi văzut, nu știu ce era. Ce am intrat, nu mai intră aici. E apă multă? N-are cum să bate umbra noastră acolo. Umbra îmi bate în spate, logic, nu? Dacă voi ziceți că e umbră, ok. Ce e ăla, mă, după pom? Că nu văd bine. Ești acolo? N-are, n-are nimeni hanorac. Noi suntem în tricouri, soția are o geacă. Ok, o să ne uităm. Mulțumim! N-are nimeni glugă. Vorbesc serios, o să vă arăt imediat. Are geaca aia de armată un fel de, dar n-are nimic ies. Stai să te vadă lumea că zice că poate ai geacă cu glugă. N-ai. Și nici cătă, și nici eu. Eu sunt în tricou. Pe aici a văzut soția, zicea. Noi l-am lăsat un pic singură. Era un corp imens, da. Nu era umbra ei, că umbra nu bate acolo. Eu acum ridic, uite, bat în telefon și atât se vede. Noi oricum eram în partea asta, n-aveți umbră. Noi eram în spate de tot. Eram în spate, eu eram aici în față, cu telefonul. Da, ea era aici și aici a văzut, în zona asta undeva. Unde țin eu lantena aici. Nu, în partea asta aici era. Unde? Uite, așa, aici. Aici era? Da. Da, nu știu. Oricum... Am înregistrarea, o să vedem și înregistrarea după când o să pun pe... Aplicația? Laura, n-avem glugă la nimeni. Ci că cineva
din moderatorii noștri a făcut poză. Este cineva aici? Încă o dată vă întreb. Vă rog frumos. Au. Da? Cine ești? Cum te cheamă? Nu era. Da, e demonul. Demonule, cum te cheamă? Te întreb frumos și încet, calm. Din ce trip faceți parte? Copil. Deci femeia asta tot timpul plânge, mă. O aud tot timpul. Uai. Ia. O să mă uit, o să mă uit. N-am cum acum. Ăla cu glugă. Omul negru. Băi, nu se poate, mă. Uitați-vă că... Îmi iese ce... nu mai pot să mai vorbesc. Se vede? Abur, din gură. Nu este atât de frică aici. Uitați-vă. Iese abur din gura mea. Este foarte rece în zona mea. Nu știu dacă se vede aburul din gura mea. Uitați-vă. Păi, era acolo. Eu vorbesc la vădă, chiar mă simt, eu nu fac caterincă. Deci aici, la voi n-avea cum să bată de acolo, că nu bătea. Deci aici, în fața mea, am întors un pic telefon, am să-l întorc încolo. Și am zis că mi se pare și am mai întors-o de și stătea acolo. Suflă un pic din gură să vedem dacă ți iese și ție. Suflă. Suflă. Nu. Ia uitați-vă cum iese. E în zona mea. Dar era totul negru. E lângă mine. E lângă mine aici și nu-l văd. Mă. Nu, vreau să-l prind. Vreau să-l prind. Uvia. Blocați-l pe ăla. Mi-e simțit. Am abur, este lângă mine. Că nu fumez, să nu iei de la fum. Uitați-vă cum se duce. Sting. E întuneric beznă aici. Nu vezi nimic. Opa. Voi vedeți ce văd și eu pe ecran? Pe aici, în zonele astea, colțurile. Au făcut, au făcut. Și au prins ceva? Dar cum pot să văd? Da, am zis, repede, repede faceți poză. Hai să mergem în partea cealaltă. Noi am venit singuri și plecăm singuri. Pleacă de lângă noi. Pleacă de lângă mine. Da, pe pod vreau. Da, pe pod, pe pod. Unde am trecut când am venit în cort? Vreau pe pod. Mă oprim acolo. Mhm. Super cât. Fai de mamă, deci nu mai pot. Ah!
Băi, m-a lovit iar ceva în spate. Aoleu, ia telefonul ăsta. Ia. M-a lovit rău. Fete, m-a lovit ceva, mă. Ușa. Ați prins ceva acolo unde v-am zis eu? Nu. Ha? Să mai vede asta. Chiar ca în pădure. Am simțit așa un domn. Nu acolo, Andrei? Nu. Hai. Mamă, da, de ce mă lovește acolo? Băi, n-are cum. Andrei spune că nu a văzut acolo. Ce n-a văzut? Zice că n-a văzut acolo. De unde a văzut? Lasă-mă că mă doare rău spatele. Deci eu am zis că de-aia am să mut telefonul. Deci vreau să mă duceam, am să mut telefonul. Nu bătea umbră de la voi, că voi unde erați și unde eram eu. Eu eram exact lângă aia, acolo. Și era așa, chile, înalt. Și negru tot, nu s-a văzut față ceva. Avem filmare. Avem și pozele, o să mă uit eu imediat, dar trebuie să oprim undeva. Și nu mai găsesc cheile. Da, am strigă la voi, faceți repede poză. Nu e, nu era umbra mea. Bă, unde am pus, mă, cheile? Nu știu. Nu bătea umbră, n-am spus că de-aia m-am uitat și umbră, că așa fără, se vede o umbră. Gata. Și când am întors telefonul, era tot acolo, de-aia am țipat a doua oară să facă poză. Mă uit acum, acolo ce au spus. Hai, vezi că ai cafea în spate. Oare, nu s-o frândem, mă. Acum mă uit, acum mă uit. Că podul e gen aproape la un minut. A, da? Hai! Și că ăla nu era spirit. Uite, au făcut ei aici niște poze. Aici, unu. Era unul după aia unde... Uite, nu e umbră. Asta e, când ține tu telefon, ține. Ia. Ceva gen așa, doar că nu știu să explic. Nu, ăla-i telefon. Ăla-i telefonul tău, el a făcut acolo. Nu vezi cercul? Asta n-are cum să fie umbra ei. Exact așa, că nu bătea umbra, nu bătea alea de la voi. Și eu eram singura cu lanternă, cum bătea? Aia mică, care nu bate ca lumea. Asta n-are cum să fie umbra ei. Se vede clar, stai mă sau. N-are cum să fie oameni, mă, ce naiba? Mă rog, crede cine ce vrea, așa e, nu mai stau să mă zic. Dar nu bătea de la mine, adică eu țineam lumina aia acolo, dar nu se vedea nici de la voi.
Da, păi... Voi unde erați? Noi eram în spate de tot, la mașină. Oprim aici, nu mai. Oprim, nu mai pune. Da, un fel de așa. Mulțumim. Ce rău? Îți vine să vomiți? Ia un pic de suc, apă. Mamă, ce aici? Da. Doamna nu are fustă. Toată lumea zice că are fustă. Dar eu știu că are pantaloni. Las că închid eu. Închid eu. E bine că surprind oamenii ceva. Da. Deci aici tot că de la urmă. Era să fie umbra. Deci așa, nu trebuia să mi-o pară umbra, nu? Ba da, n-am văzut. Îți arăt că... Nu trebuia să mi-o pară umbra. Stai, așa, stai așa, stai așa. Dă-te în spate, că voi erați în spate. Uite umbrele noastre, arată umbrele unde sunt din acum. Da, nu se văd dacă... Umbrele noastre, da, încolo, da. Și nevastă-mi are pantalon. Și cum trebuie, cum bate încolo? Că nu-i ținea nimeni lanterna. Adică eu dacă aprind exact lanterna... Nu. Că așa se va vedea. Nu aveai aia. Da, eu nu era. Ebru are pantalon, nu. Nu am pantalon, n-am nici negru. Hai. Pe pod. Aici. Care trece un râu, râu verde. Râul? Vedea. Vedea? Da. Dar era acolo unde era balta. Că nu era, era un fel de, era în balta aia acolo. Știu dacă pot să cobor sub băsta, că nu mă duc că scărp aici. Păi până unde cobor eu de aici? Cobor aici, băsta, gen lângă apă, că uite acolo e apă toată aia. Văd. Și cred că mai să cobor, până ăsta e pământ, nu te scup cum. Să fii gen fix lângă apă. Sau dacă vrei, mergi direct sus pe pod. Opa, stai. Văd ceva acolo. E ceva. Fix aici. Undeva aici se vede. Nu mai e. Erau ca niște ochi. Nu e. Nu mai e. Era. Pe podul ăsta. Exact, se lucea ceva, dar nu știu ce. Fiți atenți la poze. Babe, vorbește cu ei, întreabă.
Vezi că te-ai depărtat mult. Blochez eu pe ăștia. Că văd că toată lumea ba cu ele, ba cu nu știu ce. N-avem ele pe aici. Dar nu știu de ce sunt atât de mulți hateri în seara asta, când noi încercăm ceva, iar, iar și iar. Deja nu mai stau să mai citesc nimic. Îmi fac treaba aici și aia e. Uite, stau, închide tu aia. Păi acum e normal să bată umbra în corp, pentru că e luna în spatele nostru. Să mă uit ca să convin că nu era umbra, nu știu unde mă duc. Umbra bate în funcție de cum bate luna. Cum e lumina de da, luna. Și bate în stânga. Și s-a. La ea era aici, în față, în fața telefonului. Asta spun. Deci e întuneric total aici. Ia închide ăla, Ebru. Închide. Și să vede un pic de lumină de la lună. Doar atât, luna și noi suntem pe aici. Și acolo e o casă privată. Care nu se vede nici ăla. Da. Uite, vrea să facă zoom și nu poate. Hai să mergem acolo unde vroiam noi. Cimitir, nu? Da. Dacă vrei să urcăm, e pe pod o fi ceva? Ha? Pe podul ăsta o fi ceva? Este vreun spirit aici? Tot am văzut ceva aici. Umblă pe lângă noi. Cine zice? Cineva. Mă vine, mă dă de capul și vine să vomit. Ți-e rău? Îți vine să vomiți, nu? Crav, n-ai ce căut aici. Deci aia nu era umbra mea, că Hai să mergem. Noi aprindem lumina, doar că vreau să vă arătăm cât de întuneric este beznă. Dacă se duce la antena, nu vezi nimic, gen. Asta vreau. Cătăline, să vii mai aproape de noi. Așa zice Alexandra. Mai facem și noi ahaz de necas. Nu-i problem. Stai. Cătălin se abține că suntem noi aici. Îți dau tremur acum. Ți-e frig? Sau tremur așa? Tremur, nu știu ce am. Dar de ce tremură așa, uite? Babe? Nu mai tremura. Dar nu l-am văzut. Nu l-am văzut, eu nu știu cum l-am văzut. Eu nu l-am văzut clar. Era ca un fel de... N-ai cum să ai explicații pentru așa ceva, pentru că e foarte greu să spui că au văzut și ei, poate, na, acum o să vedem și în filmare și în astea, asta e.
Și noi trecem peste podul ăsta. Mulțumesc. Mamă, ce se clatină. Băi, Cătăline, pe unde ne iei, mă? Doare capul rău. Îți dau o pastilă? Da. Sau nu? Cine mai este cu noi aici? Domnul Popescu, domnul, doamna Lidia. Nu știu. Nu plecăm nicio acasă. Am venit atâta drum. Încercăm să surprindem ceva cum am surprins acum. Cei care cred pot crede. Deci am stăcut. Adevărul e că eram și foarte absorbită de, cum să zic, de locul ăla. Mă și uitam foarte atent. Andrei, nevastă-mea tremur aici, rău de tot. Înțelegi ce zic? Aici nu e de glumă acum. Unde-i pastilă? Avem firmare, avem de toate. Am pastilă de două. Dar nu e, cu pastila nu o să facem nimic. Este... trebuie să te citesc chiar ea. Limbajul, vă rog eu mult. Haideți să fiți aproape de noi și să ajungem și noi un pic, măcar la 50.000. Aprecieri și distribuiri, vă rog frumos. Mergem în altă locație acum, în 50 minute ajungem acolo. Cine e aici? Aici sunt locuri mai mișto. Avem rugăciunea noastră, mulțumim pentru că vă faceți grijă, dar ea a început să tremure foarte rău. Sunt rece sloi. Ești rece și pe față, peste tot. Te simți bine? De ce plângi? Babe, de ce plângi? Oprim aici undeva? A? Închidem live-ul? Haide. Baby, nu mai plânge, te rog. Puiul meu. Sunt bine. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Kul wallahu ta'ala samat lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul wallahu ta'ala samat lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul wallahu ta'ala samat lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alaminir rahmanir rahim. Maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim. Amin. Beb, ai la tine ăla? Ia șervețele. Nu mai plânge, te rog. Ieși un pic din mașină afară. Ieși un pic din mașină. Stai acolo, mă, Cătă. Daniel, ce e așa de râs, mă? Bloc la toți, la ăștia care se simte rău, are un negativ ăsta, nu mai știu să mai vorbesc. Simți rău? I-a luat toată energia și până. Îți mai dau șervețe? Scrie doamna Lidia pe acolo, nu știu ce, dar nu mă pot zice. Ia un pic de aer, stai un pic. Dacă vreți să mai merge, bădora merge, dacă ești scândă. Nu, își revine, e puternică. Gata? Nu vreți voi.
5 minute, nici 5 minute. Da, mergem, mergem, mergem. Babe, ești puternică, sunt lângă tine. Ai auzit? Sunt lângă tine. A fost foarte aproape de noi. Asta am zis și eu, ți-am zis. Aburul ăla n-avea cum. Bebe, calmează-te, haide. Calmează-te. Mulțumim, mulțumim, dar se simte rău, da? Nu știu. Ce să fac? Doamna Lidia. Unde e că nu găsesc? Nu găsesc. Și conduc acum. Mamă. Doamna Lidia nici nu e pe aici? Sau nu văd eu din 200 și eu de aici? Nu e, nu văd. A, gata. Bună seara, opriți mașina, vă rog. Am oprit adinaul, doamna Lidia. Da, n-am fost atentă. Să știți că aceleași trei le-am avut și eu, am avut senzație de a plânge. N-am acționat, nu pot să țin nici telefonul în mână. Simt tot, sunt alături, am fost. Vi s-a cerut ajutorul de copii. Ce help, mereu, copii au fost copii, foarte mulți copii. Ați văzut acea umbră? Da, este. Da, era. Știți ce este? Nu cred că era. Da, știm cu totul. Nu vreau să dau mai multe detalii aici, că nu pot. Da, știu. Asta n-are cum să fie nevastă mea. O să mai vedem pe filmare. Am pus lanterna peste tot, n-am mai pus să bat umbra. Da, și tu ai o lanternă foarte mică, nu e cum am eu ăla mare, care nici n-am pus, eu eram în spate de tot cu Cătălin. Deci nu ai cum. Dar nu vedeam. Ieșiți, doamnă, din mașină. Ieșiți la aer din mașină. Acum. Ieșiți la aer din mașină. Da, am fost absorbită de energie. Tocmai ieșiți, respirați adânc. Inspirați, expirați, inspirați. Te mai doare capul? Sunt lângă tine. Sunt lângă tine, nu mai tremură, te rog. Cine? N-are cum, e voluntar, fără voia ei tremură. Cine nu știe, nu știe. Bună. Bună, Relo. L-am văzut și eu, era într-un arac negru. Exact. Îți fa nevastă-ta, faceți poză. L-am văzut eu și m-am speriat, credeți-mă că m-am speriat și eu. Păi nu, lumea zice că este ebru, dar n-are cum, ea n-are pustă. Nu, era într-un arac negru și stătea așa, ca cocoșat, așa. Dar ea s-a dus singură. Când ea se duce în fața mea mult, atunci se întâmplă foarte mult. Am fost absorbită pentru că am uitat fix în locul ăla. O speria și-o strigat. Faceți poză. Relu, da. I-am precizat să nu plece, să nu se îndepărteze, că e evoluită. Nu m-a crezut. Nu că nu v-a crezut nimeni, doamna Lidia, nu mai... Nu e problemă că revin, s-a reșit, că nu... O să-și revină, e puternică femeia. Deci nu îmi fac griji și sunt lângă ea. Doar că... E momentul ăla. Am vrut să-i arătăm și lui Cătălin că Cătălin, nu crede și nu, mă rog. Și dar... în momentul în care v-a lovit, ce v-a lovit în spate? M-a lovit în mașină, nici nu m-a lăsat ca și cum să plec, adică, nu știu, fără să îmi facă rău. Ăla e, pentru că îmi ieșea abur din gură. Problema este că, vezi cât de josnic este tot, din față nu poate ca să te aperi, în spate. În spate, da. În spate am Coranul. Aia e. Și tot va... Tot rău. Nu, tot îl rău. Deranjează pe el. Da, îl deranjează foarte mult. Ți-e rău? Ha?
Bea un pic de apă, suc. Ne-am spus să iasă din mașină la aer, dați-i apă și scoateți-o la aer. Ieșiți, doamnă, la aer. Să respire aer curat, adânc. Respire aer curat, adânc. Ajutați-o să iasă din mașină. Ieșim acum, ieșim acum. Stai un pic. Cătălin, e cu voi în mașină? Nu, Cătălin are altă mașină. Ah, am zis că e cu voi în mașină. Am ajuns la locul care trebuia să ajungem. Aici să cobori. Hai, cobori, iubire, tu. Bea un pic de apă sub ce-o fi. Uf. Haideți, vă rog frumos, cu aprecierile alea. Moderatorii mei, mai sunteți aici? Haideți, fixați acolo, haideți, că ieșim afară acum, gata. Măcar pentru ceea ce facem pentru voi să fie. Stai să iau Coranul și... Wow! S-a spânzurat un copil aici? Nu, aveți mare grijă. Okay. Aveți grijă pe acolo, pe Cătălin. Cu copiii. Avem ce avem cu copiii. Asta e. Ok, stai că o să-mi cadă toată asta. S-a închid. Putem intra în cimitirul ăsta? Ok, eu ies și eu. Bine. Nu mai știu cum să ies, domnule. Hai că vă scoat eu imediat. Gata. Am uitat ceva. Ce am uitat? Pentru... Așa. Ce? Spune că s-a spăzurat un copil aici și că nu intră mai nimeni noaptea aici. Nu? Așa se zice, acum nu știu. Nu intră noaptea, am înțeles. Nu intră lumea noaptea, că le teamă. Le teamă. Nu știu să spun, mă duc până unde vrei tu, n-am. Hai să mergem încolo. Unde vrei tu? Hai mai... Nu știu cât de mare e, n-am intrat nicio până. Nu, să mergem unde e mai în spate de tot. Unde vrei tu? După tine, vrei. Hai. N-am intrat în viața mea în cimitirul ăsta. Ok. Să vezi, să vadă și lumea ce vedere au ăștia de la blocuri. Da. Hai mă, Cătălin. Tare. Ești tare. Dacă vine cineva, îi spun că eu mă n-are la cineva. Mergi ebru în față. Te simți bine? Mai bine. Mai bine? Ce parte vrei să mergeți în aia? Da? Încolo. Nu știu cât de mare. Repet, n-am intrat în viața mea cimitirul ăsta. E gen până pe la Berlin. Acolo? Cred. Ba, nu până în partea aia, noi, uite aici să vedem unde e. Gen până la plăcile astea, nu știu dacă se văd. Gata, gata, gata. Și aici până gen, nu știu cât e, cât să vă cruce așa. Și aici s-a spânzurat copilul? Așa se zice, da. Și noaptea nu se intre, am înțeles. Hai să încercăm cu aplicația, să vedem, poate auzim un nume, ceva. Salam aleikum. Este vreun spirit pe aici? Trebuie să nu facem rău la morminte, știi? Așa nu aici nimeni. Fructe în flori sau astea ce oameni? Nu, nu. Help? Do you want help from me? Hai încolo. Ia încolo. Nu, no, nu. No. Știu.
poate să facă alții rău. Știu. Vrei să ne spui cum te cheamă? Cum te cheamă? Cum te cheamă? Vrei să vorbești cu noi? Acolo. Se aude ceva? Nu? Uite. În parte. Până mă, să mă, serios, bă. Ia cu un pic de niște, să vezi ce aude ceva. Auzi. Cum te cheamă? Spune-ne și nouă cum te cheamă. Vrei să vorbești cu noi? Iar. Ai văzut? Ai auzit? Nu văd nimic. Serios vorbesc? Babe. Acolo undeva se aude, nu? Sau pisică? Pasăre? Hai. Mergi tu mai încoace un pic. Și pune întrebare. Vorbește tu, fără program. Să vezi dacă se vede ceva. Este cineva aici cu noi? O să ne dai un semn că este aici? Da, vântul ăsta de la ei. N-ai cum să bați așa din jur. Ia, ia-o mai în față, iubire. Cătăline, pe tine nu te ia. Că tu nu crezi. E o umbră ăla? Sau mi se pare mie? Hai să punem aici. Întreabă-te. Pune întrebare. Este cineva cu noi aici? Da? Copil. Să
Cum te cheamă? Mai întreb o dată, de trei ori. Cum te cheamă? Plătit. Fără net. Ne spui cum te cheamă? Alexandra, nu face nimeni așa ceva. Să pluie de cineva. Nici Cătălin nu mai face. Dă-ne un semn dacă ești aici. Dacă te afli aici. Cu noi. Nu vrei să răspunzi? Dă-ne un semn, te rog frumos. Cum te cheamă? Măcar zi-ne unde ești. Tu iar tremuri? Hai. Mergem încolo. Mergem la mamaie? Da. Te rugăm, cum te cheamă? Să ne spui și nouă numele tău. Ne dai un semn, te rog frumos. Mamă, ce bate vântul aici. That. Ori ești. Florin. Cum te cheamă, Florin? Unde ești? Ebru, bebe, vino aici. A zis Florin, zic. Unde e Florin? Ești aici? Ok, nu mai lăsăm, nu o lăsăm. Dar ea pleacă după... Am auzit ceva. Nu, femeia asta nu o să ne lase în pace. Plânge în continuu. Babe, stai lângă mine. Ești aici? Am auzit ceva. Fii atent ce bate vântul dintr-o dată. Se aude bine. Mai este moderatorul nostru, Cătălin, cu noi. Pe aici e? Ieșirea? Da, pe aici. Hai.
Nu fluieră nimeni, n-aud pe nimeni. Ce să fluieră, mă, nu intrăm nici dracu în cimitirul ăsta, fluieră de dracu. A lăsat vrăgeala că merge la mamaia să ne dea bani. Mamă, da, acum am mers drumul. Nu știu unde e, gen vis-a-vis de pe tromul unde ne-am întâlnit. Am auzit ceva în spatele meu. Ori șuierat, ori fluier. Vei, unde ești? Stai lângă mine. Da, Cătălin. Dansează. N-are, mă. Mă întreb. Cine e Echinox? Da, nu știu ce are. Ia pleacă în față. Da? N-am eu pe unde să dau cu. Ce trebuie să-l top aici? Ori pe prima, ori pe a doua alee, când dai cu spatele, ce? Facem un col. Dă-i tu când în spate posibil. Așa. Și dau și ce după mine. Ah, da, hai, intră. Știu, Echinox, o să iau ham pentru soția. Că văd că și tremură. Nu e de la încălcăminte, să zic eu, băi, nu e așa de fric. Ești trece rău, știu. Ăla ori a încercat să se lipească de noi, ori, oricum n-avea nicio șansă. Nu știu ce... Să te uiți în... În? Mulțumim, Andrei, mulțumim. Noapte bună, Răzvi. Este cel mai la muncă. Nu știu. Ori a încercat, ori... Habar n-am. Dar eu zic că... Oricum... Da, nu plecăm spre casă, mai mergem undeva, unde ne duce Cătălin. Bine, Cristian. Ce s-a întâmplat? Noapte bună, Andrei, noapte bună. Au plecat toți, gata? Eu nu vreau să mai zic nimic, încă mă doare spatele ăla, dar mă ține așa, ca un fel de junghi este acum. Ai. Nu știu ce se întâmplă.
Babe, ți-e rău? Nu. Ți-a trecut? Sigur? Sunt așa și ia, uite, îți dau și na. Mai vrea să vadă cineva? Ceea ce am surprins, ăsta a fost pentru locația asta. Ceea ce am surprins, avem și video. O să vedem. O să ne uităm mai bine. Nu, nu, nu. Bebe, mie nu trebuie să mi explici când ai țipat tu acolo, faceți poze, nu? Exact atunci au făcut unii din moderatorii noștri. Cine a mai făcut? Avem moderator, poate să vorbească cu ei să le dea pozele. Dacă a mai surprins cineva ceva, ochi, eu am văzut și niște ochi, da? Eu n-am cum să fac 20.000 de lucruri. Nu, să mai mă concentrez acum, să mai văd ceva. Sunt lângă tine, da? Dar nu mai pleca de lângă mine. Am zis, ok, dar nu mai pleca de lângă mine, bebe. Ai auzit? Stai lângă mine, că o să spun un ham. Ca la chiu. Da, ca la căței, nu știu. Ce? Echinox. Nici la 100.000 n-am ajuns. Fiți atent, 241 de oameni avem pe live. Au fost și 300 și. Nici 100.000 tap-tapurile alea n-au mers. Ei, bro, tu nu te mai îndepărte. Vezi, toată lumea scrie ție. Tu poți să vorbești, e, poți să vezi mai mult cu ei. Se duce la muncă. Nu. Ziceam că sunt 241 și n-au ridicat aprecierile alea. Numai toată lumea era blocat pe ecran. Da, păi cred, da. Adică nu am mai putut să mai dea tap-tapuri. Să-l întrebăm pe Cătălin unde mâncăm ciorbă de burtă la ora asta. Acum mergem la Baba Anastasia. Poate găsim banii. Deci mă jur, noi dacă aveam echipamentele la noi astea care i-am făcut comandă să vină... Oare să fie că am strigat eu atunci Iagin? Nu te cred! Nu știi că am strigat Iagin? Vino, arată-te! Ai strigat Iagin? Eu n-am auzit! Uite, întreabă lumea că am strigat Iagin, arată-te! Păi ăla este, ăla e chemarea! Iagin! Așa se urlă! Doar știi foarte bine, dar eu n-am auzit! Când ai făcut asta? Pe ce parte? Nu m-ați auzit când am strigat? Da, a strigat ea așa ceva? Ia, Gin? Da, arată-te. Când eram sus și după aia am coborât. Păi, e clar! E clar, uitați-vă pe net, citiți-l ce înseamnă, ia, Gin! Doamne, deci așa ceva... Eu n-am auzit. Nu! Eram cu Cătălin în spate, cred. Mulțumesc. Păi și de ce n-ai mai făcut și aici? Nu mai, că m-a pus la pământ. Mi-a luat toată... Lumea nu ne crede. Noi facem aici divertisment și ne jucăm cu toată lumea. Eu am timp pentru așa ceva? Să mă joc cu voi?
De ce, mă? Păi eu pot să dau, mă. Ăsta am. O să-ți dau de să te ajung imediat. Nu e problemă. Hai, mă, gata, mă. Hai. Nu mă vorbesc aici, mă vorbesc aici. Da, nu pot să văd eu. Hai, mergi. Bine, hai. Ei, e frică lui Cătălin. Cătălin Cătălin zici că era la gară și a luat o cafea și fuma în continuu prin spate, dar nu în spatele nostru, mai în spate de tot. El rămânea prin spate. I-am zis, bă, nu facem, Cătălin, că dacă tot am venit, că nu ne place asta, știi? Dar omul e super de treabă. Îi mulțumim că a venit cu noi și ne arată toată zona. Dar om de nota 10. Bebe, tu chiar ai strigat, mă? Eu m-am șocat acum. Da, când eram sus acolo, am strigat. Dar filmam, înseamnă că o să, da, o să mă uit la înregistrare. Ce scrie? Că a fost... Tu ești sigur că ești bine? Te dore? Capul? Păi nu știi că acolo atacă cel mai mult? De la cap? Am înțeles, Lorena, mulțumesc. Wow! Nu, aia este chemarea. După ce am făcut eu ritualul, dacă ați văzut, văd că eu n-am fost auzit. Și a fost auzită nevastră. Și tot acolo era. Dar păi, am strigat repede, faceți poză. Păi el stătea acolo ca să vezi tu mai degrabă, mă gândesc. Mulțumesc. Hai că am ajuns la locație. Hai. Am ajuns și la ultima locație. Vedem ce. Georgiana, mulțumim foarte mult. Mulțumim. Iată telefon. La antenă ținut. Da, Ana, am rămas blocată și acolo unde era, unde a apărut. Curățile la oameni, că aici o să fie mai caterică, mai astea, dacă vor, ca să vadă. Dacă nu, de facem pământ. De cam dat aiure aici. Să vadă lumea. Să vă luați echipament de drept acum de spanii. Dar să-i găsesc vorbutul, că de 3 ore ce cafea ți-ai luat, unde? E bună? De acolo. Bebe, la lucru nu s-a făcut când am luat atunci. Ba da, să-mi iau o cafea. Luăm după aia? Da. Tu iar tremuri. E și frig un pic. Dar de ce mai mari? Sper că mai știu unde e aia, am îngropat. Haideți, oameni buni, haideți să ridicăm live-ul ăsta. Văd că iar am scăzut la lume. Fuh.
Avem filmare, o să punem dimineață. Da, ea merge tot timpul așa în față. E cu mine, stai liniștit că n-are ce să întâmple. E cu Cătălin. Iar înainte zice Equinox. Stai că te trag de... Aici e îngropat și Liviu Vasilic. Ce e ăla? Întărețul de muzică populară care a fost și internațional. Seria întreabă chat-ul dacă știi de Liviu Vasilică, cum mă dă muzică populară? Păi te aude, zi tu ce? Dacă știi, dacă auzi cineva de Liviu Vasilică. Liviu Vasilică. Cântăresc de muzică populară. Aici în grupă, ăsta undeva pe sângă, ai? Hai să găsim pe baba Anastasia. Da, da, stai că e undeva în partea. Baba Vanga. Da, uite, toată lumea zice da, 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 cântărețul, da. Da, normal. Undeva în grupă, dar nu știu exact care e ducea lui. Nu vreau să vă arăt mormintele la lume pentru că nu e ok. Noi respectăm, chit că am intrat în cimitirul ortodox și nu e ok. Acum o să punem și aplicația din nou. Poate mai auziți ceva, ne-a ajutat și pe noi. Și în același timp o să și filmez. Este cineva cu noi acum? Am venit în numele lui Allah. Nu vrem să vă facem niciun rău. Vrem doar să vorbim cu voi dacă se poate. Iar a plecat nevastă mea. Unde ești? Vrei să ne spui cum te cheamă? Cum te cheamă? Iauzi. Ați găsit? Deci poți să arăt? Da, mă, n-am treabă. Da. Uite, Anastasie, în 2014. Cum te cheamă? Deci dacă zice Anastasia, mor aici. Vrema ta să-mi dai banii, că atâta trebuie dacă nu mă dai. Iar râde. Iată ce se zic. Vreau să vorbim cu Anastasia. Este aici cu noi? Anastasia, ești aici? Bebe, ia întreabă-tu. Întreabă-tu. Anastasia, ești aici? Treaba ta să-mi dai bani. Anastasia, ești cu noi aici? Niet? E rusaică? Da. Păi și mă gândesc să nu... Anastasia, ești cu noi aici? Da. A zis tare da. Da, cineva da, da. Ia mă întreabă ce. Zici ceva despre ea. Să întrebăm dacă este ea sau nu. Sau ce să zic? Ce știi despre ea?
Ai fost paralizat înainte să mori? Întreb tu. Ce, nu poți să întreb asta. Anastasia, de ce ai murit? Anastasia, noi plecăm și te lăsăm în pace, da? Nu plecă, bicăieri, dă-ne banii. Rămâi cu bine. Rămâi cu bine. Păi și banii mei. Banii tăi? Banii tăi nu mai sunt. Ha, nu o să zică. Dacă vreți mergem de mai încolo că e întuneric. Da? Și poate hai. Găsiți altceva. Nu știu, zic și eu, habar n-am. Dacă vreți. Păi aici în partea asta e întuneric. Da, dacă mergem acolo pe întuneric, nu vorbi, nu vorbește nimeni, nici tu. Nu vorbești nimic. Nimic. E beznă? Ia să vedem. Ia stinge lumina. Trebuie stinge. Da. Să vede dacă uite arată la frunte că sunt lângă noi. Da, lumina încolo. Și sunt becurile pe șoseaua principală, dar în partea asta e moare rău tot cimitirul ăsta. Ok, hai să mergem acolo și să nu vorbim. Să luăm pe principal așa și mergem că mai e și o de-aia, cum zice o. Ok. Să ne afundăm încolo mult. Hai. Dar să ne chinim pentru mormintele astea. Da. Dacă auziți ceva în căști, să-mi spuneți, mă opresc. Încerc, dar dacă merge în fața mea, fumează, da? Ne închide iar. Gata? Nu m-am dat. Hai. Am auzit ceva. Nu-i. Babe, stai lângă mine, da? Mai vreau să mai mă uit pe aici pentru că poate găsesc ceva, da. Vreau unde este cel mai întuneric. Șeful, mulțumim, dar nu știu ce. Hai să mergem în partea cealaltă unde e mai întuneric total. Hai, beznă totală, acolo vreau. Noi vă lăsăm aici să vă odihniți în pace. Am venit singur și plecăm singur. Nu veniți cu noi. Rămâneți aici. Știu, șeful. Nu-i problemă. Vă mai vedem și pe video. Hai, pe unde o luăm? Acolo, dacă vrei și acolo, e lung cimitirul ăsta și mai în partea aia, gen după clădirea aia de acolo, nu mai sunt lumini. Da? Da. Ok. Poate mai răsare ceva pe aici. Pe aleea asta principală. Nu pe alee. Pe aici se intre și cu mașini. Da? Da, serios. Dar e poarta închisă la oră, să te intrăm cu mașina direct. Asta de aici, după aceea, se pare că era ca să pună mură, știi, ca să nu mai ducă la biserică și la astea, o punea în aia acolo. Cred. Nu știu sigur.
Da, dar e mare rău, nu știu dacă e capelă. Uite asta de aici, îmi face o uită mare. Este cineva cu noi? Nu, n-ai văzut ce a prins? Nu, nu. O să te arăt. Ia. Ia. Ce zicea nevastă-mă să facă poze? N-avea cum. Nu e ea. Uite-te atent. Ce? De la cine bătea? Ăsta era închis. Da, mă, n-avea ce umbră să bată. Nici aia nu crescătă. Hă? Da. Uite un pe aici, zic eu, știi? Gen, nu e un pic de lumină, nici absolut nimic în partea asta, în coace. Mhm. Și dacă vrei și mai încolo, cred că e la fel. Dar îți spun sigur, de aici, nu că îți spun, uite, să vezi. Acolo, gen, mai bate lumină după șoseaua principală, dar aici nu e nimic. I-aș fi vrut să nu se audă nimic pe aici, știi? Cred că acolo, în partea, uite, lângă pomul ăsta. Nu mai merge. Hă? Nu mai vrei? De ce? Simți ceva? Nu mai vreau. Vrei? Nu mai vreau. Ui, vor să mai mergem încolo? Deci o să mergem încolo, pe unde găsim o alee în stângă. Dacă vreți, repet, eu n-am treabă. Cum vreți voi. Ai vrei? Hai. Cum vreți nu voi. Se simte ok. Încoace e întuneric bezna de asta. Nu, deja o văd. E toată energia. Am zis, mai încolo, cu 70 de metri, e cimitirul eroilor, ăștia morți în războaie, aha. Cu crujile alea mici. Am înțeles. Dar asta zic, pe aici e posibil să găsiți. Nu știu cine e ăsta aici niciodată. E. Eu cred că e de asta, să puneam morții. Cred. Ce nu mă duc? Bebe, vină mai aproape de mine, nu înțeleg, de ce te duci tu așa? Ca o biserică. Du-te jos, te urci. Hai. Vedem ca o biserică, așa. Da. S-a rugat lumea pe acolo, eu știu. Da. Cred că da. Dar nu cred că mai e funcțional. Capelă. Asta. Nu? Cred că și să punem mort acolo, cred. Florine, salut, cameraman. Eu să intrăm și în partea asta. Dacă nu simte, nu mai vrea, nu mai forțez, că știu cum. Da, nu știu, v-a stisecat acolo de energie și de toate alea. Salut, salut, Florine. Treaba e că baba nu ne-a dat banii, nu ne-a zis nimic, aia e problema mare. Florine, uite pentru tine. Asta au surprins. La fântână. La fântână. În capelele astea sunt numai doctor, numai profesor universitari îngropați. Da. Capelici. Nu ai vizitat să-i pământ. Da, Florine. Nici noi nu știm. O să vedem pe filmare, pe video. El a zice, îți trimite prin poștă.
Da, o să-l pun pe YouTube, pe canalul nostru, nu pe TikTok, că... Da. Nu, în asta nu, că sunt închise, adică nu vezi cine știe ce. Ce? Păi de asta unde stă morții? Dacă era desfăcut, atunci era altfel. O, oh, păi de lui trag eu dacă era desfăcut, sunt încuiat, îți dai sănătate. Sunt încuiat, îți dai. N-am ce să vă trimit în privat, nu există așa ceva. Ca o bub. Da, este o capelă, Florin. Bebe? Ce? Acolo? Ok, Gabriel. Scaune și toate, nu știu dacă se vede. Se vede, cred. Da. De mai sunt două locuri acolo. Vede, alea sunt, și acolo îi bagă, o? Da. Exact. Uite, două sunt deja, cum îi zici, ocupate. Da. Când e o dată să faci, să nebunezi dacă nu e 40.000 de euro. Să mor dacă timp mai mult în apartament. Știu. Păi a vrut mama să-și facă pentru ea, locul de vest, să-și facă chestie de asta, așa. Mm-hmm. Vreo 20.000 o costa un cate jură. 20, nu știu, mult bă, un miliard și ceva, ești nebun. Bă, dă-mă dragul, băi, mi-au apartament de bani. E 30-40.000 la noi un apartament. Luăm o cafea? Da. Hai, mergem la o cafea acolo. Să luăm o cafea. Unde vreți voi, de la locuit, de unde vreți? Mirela, da, suntem în Alexandria. Că e de acolo. Cine e de acolo? Teleorman. Mirela. Ah. La mine în zonă. Mergem cu mașina sau nu lăsăm aici? E frig, mergem cu mașina. De la Lucoil sau? Da, de acolo, că e bun. Da, mă, nu e problemă, mergem unde vrei tu, eu beau orice cafea n-am treabă. Acum da, dar din aur a fost foarte rău. Florine, mulțumim oricum. Da, Mihai, sunt bine.